Sonic X, sau cum îi se mai zice prescurtat X, este o entitate sinistră deghizată sub forma lui Sonic the Hedgehog sau Sonic Ariciul, protagonistul serii de jocuri ce poartă același nume. Sonic X este o entitate care posedă un CD ce conține o copie a primului joc din această franciză, lansat în anul 1991, în care această creatură diabolică îi ucide pe prietenii Ariciului Sonic, Knuckles și Tails, dar și pe dușmanul său, Dr. Eggman. După ce îi ucide, acesta le fură sufletele, iar mai apoi îi face sclavii săi. Ca și aspect fizic, Sonic X arată ca și Sonic the Hedgehog, însă cu excepția a câtorva diferențe notabile care există între cei doi. În primul rând, blana și țepii lui Sonic X sunt de o culoare albastru închis, mai puțin netede și neîngrijite, iar pielea sa este foarte palidă, de parcă ar fi pierdut mult sânge. Ghearele sale sunt ascuțite și negre precum smoala, însă acestea uneori pot fi și de un mov strălucitor. Gura sa îi se deschide nefirez de larg atunci când zâmbește, iar dinții îi sunt colțuroși și galbeni, de parcă i-ar fi cariați. De asemenea, ochii săi sunt negri, cu excepția irisului care este de un roșu strălucitor și are niște pupile foarte mici ca și dimensiune. Dintr-un anume motiv, ochii săi lăcrimează mereu sânge, deși acesta nu plânge. Când vine vorba despre personalitate, Sonic X este opusul lui Sonic the Hedgehog. El este o entitate malefică, furioasă și extrem de sadică, care își găsește plăcerea în a ucide pe oricine și a tortura sufletele pe care le-a transformat în slugile sale. Puterile lui Sonic X includ zborul, teleportarea, modificarea lumii jocului pe care îl posedă, imortalitate și schimbarea de înfățișare cum vrea el, pentru a le putea manipula pe victimele sale după bunul lui plac. Povestea originală a lui Sonic X se centrează în jurul unui băiat pe nume Tom, care era un mare fan al seriei de jocuri Sonic the Hedgehog, în special al celor mai vechi din colecție. În această poveste, Tom împărtășește cu noi experiența stranie pe care a trăit-o, după ce a primit un CD și o scrisoare de la cel mai bun prieten al său, Kyle, în care îl ruga pe acesta să distrugă CD-ul înainte de a fi prea târziu. Însă, ignorând avertismentul prietenului său, Tom decide să vadă ce se află în acel CD și descoperă că acesta conține o copie a jocului Sonic the Hedgehog din anul 1991. Imediat cum a început să se joace, Tom a început să observe unele fenomene deranjante. Ecranul de pornire al jocului arată o versiune malefică a lui Sonic, cu niște ochi negri care îi lăcrimează sânge și niște pupile roșii strălucitoare. Acesta are de altfel și un zâmbet larg pe buze. După aceea, a apărut un meniu similar cu cel al jocului Sonic the Hedgehog 3, însă cu un fundal roșu și o muzică sinistră, unde Tom trebuia să-și aleagă personajul cu care se va juca. Aici avea trei opțiuni: Tails, Knuckles și Eggman, iar din moment ce Tails era singura opțiune valabilă, Tom îl alege pe acesta și dă start jocului. Jocul începe cu primul său nivel, Hill Act 1, unde aici Tom descoperă și mai multe ciudățenii, care îi interes și mai tare convingerea că ceva este în neregulă cu această copie a jocului. În timp ce explorează Green Hill Zone, sau zona dealului verde, acesta găsește o grămadă de animale moarte, toate ucise într-un mod destul de grotesc, spânzurate de copaci, cu membrele rupte și cu ochii scoși din orbită. La finalul nivelului, acesta îl găsește pe Sonic, stând nemișcat și cu ochii închiși. Când Tails a încercat să-i atragă atenția, punându-i mâna pe umăr, Sonic și-a deschis ochii, care acum erau negri, iar mai apoi ecranul s-a făcut negru. După aceea, a apărut un mesaj care zice așa: "Hello! Do you want to play with me?" În următorul nivel numit Hide and Seek, sau de-a fața ascunselea, Sonic îl fugărește pe Tails, care plângea de frică, asta până la un moment dat, când dispare brusc și se teleportează în fața lui Tails, iar mai apoi îl ucide, înjunghiindu-l în inimă, după care ecranul se face negru din nou. Șocat de ceea ce văzuse, Tom se uită nedumerit la ecran în timp ce apare un nou mesaj care zice așa: "You're too slow. Want to try again?" Urmat mai apoi de un râset îngrozitor.
După aceea, Tom începe un nou nivel, unde de data asta se joacă cu Knuckles, un alt prieten de al Sonic. Nivelul se numea You Can't Run sau Nu Poți Fugi. Acesta era destul de similar cu nivelul numit Scrap Brain Zone, însă aici cerul era acoperit din niște nori roșii, iar muzica de pe fundal era cea a bossului final din jocul intitulat Earthbound. Pe parcurs ce Knuckles avansa tot mai mult în acest nivel, din când în când, pe ecran mai apăreau niște purici, ca la televizor, doar că roșii, până la un moment dat când pe podea au apărut ca de nicăieri niște pete mari de sânge. După câteva secunde de alergat prin zonă, Knuckles este luat prin surprindere de apariția bruscă a lui Sonic X în fața sa. Acesta avea ochii larg deschiși și un zâmbet dement pe buze. Când s-a întâmplat asta, pe ecran au apărut din nou acei purici, care au rămas așa timp de 5 secunde, până când a apărut un nou mesaj. După alte 5 secunde, ecranul își revine la normal, unde Tom îl vede pe Sonic X stând în fața lui Knuckles, de data asta fiind înconjurat de un fum negru. Tom n-a stat pe gânduri și a acționat, încercând să lovească cu pumnii pe Sonic X, din moment ce Knuckles avea acest mecanism implementat în joc. Deși acesta continua să lovească, părea să fie în zadar, deoarece nici măcar nu-l atingea, pentru că Sonic X tot continua să se teleporteze dintr-un loc în altul. După ce Knuckles pierde lupta purtată cu Sonic X, acesta cade în genunchi și începe să plângă de disperare, iar mai apoi sfârșește ca și Tails, fiind înjunghiat în inimă. Ultimul personaj rămas pe listă era Dr. Eggman, dușmanul de moarte al lui Sonic. Înainte ca Tom să-l selecteze, acesta observă că Tails și Knuckles erau acum complet schimbați după ce au fost uciși de Sonic X. Ambii aveau ochii negri, din care le curgea sânge, iar culoarea blănii era foarte închisă. Fețele lor arătau durere și tristețe. Ultimul nivel din acest joc era un coridor lung, iar pe fundal se putea auzi o muzică de pian foarte relaxantă. Eggman nu părea să fie speriat ca și Tails sau Knuckles, ci mai degrabă sceptic. După ce a parcurs o distanță considerabilă, Eggman ajunge în cele din urmă la niște scări care păreau interminabile și care duceau în jos. Pe parcurs ce cobora, Tom observă că acel coridor devenea din ce în ce mai întunecat, până la un moment dat, când pe fundal a început să se audă acel râs îngrozitor al lui Sonic X, iar mai apoi acesta s-a teleportat în fața lui Eggman. Imediat cum s-a întâmplat asta, acei purici au apărut din nou pe ecran și au stat așa timp de 15 secunde, după care a apărut o imagine hiperrealistică cu fața lui Sonic X, iar deasupra s-a un text care zice așa: I am God! Câteva zile mai târziu după ce a terminat jocul, Tom decide să-și pună capăt zilelor, deoarece pur și simplu nu mai putea să suporte prezența acelei creaturi demonice în viața sa, care tot continua să-l terorizeze în coșmarurile oribile pe care le avea. În mintea sa, asta era singura sa scăpare din acest infern.